că a trebuit să venim aici, avem campionul nostru european, mondial și vrem să sprijinim acest campion. Cu siguranță cred că poate fi una din medaliile noastre la Rio. Va fi o surpriză cu siguranță acest Mihai Nistor. CSR-ul va trebui clar să preia tot ceea ce înseamnă partea financiară de pregătire și de participare a lui Mihai și profesorului Relu Auraș la tot ceea ce înseamnă pregătirea lui în următoarele 10 luni pentru a ajunge la Rio și pentru a avea acea surpriză pe care toți o preconizăm. Cu siguranță am văzut săli mult mai modeste decât aceasta, în care mulți campioni europeni, mondiali și poate olimpici s-au lansat. E un club cu renume, e un club în care avem un antrenor faimos, poate cel mai faimos antrenor din boxul românesc la ora actuală, și cred că Mihai Nistor poate fi acea surpriză pe care am avut-o de fiecare dată la Jocurile Olimpice. Este un tip cald, un tip deschis, este un sportiv de calitate, un sportiv care va trebui să dea totul pentru această pregătire și pentru această medalie. Este o medalie importantă, iată că sunt foarte mulți sportivi faimoși, discutăm de Djokovic, poate din sportul lui, pentru că am discutat ca și exemplu, discutăm de Mayweather, care este unul dintre cei mai faimoși, poate cel mai faimos boxer, și totuși nu are acest titlu olimpic pe care și l-a dorit. Ce să vă spun, ne-a făcut o mare, mare bucurie. Este un lucru deosebit în momentul în care vezi că președintele Comitetului, secretarul general al Comitetului Olimpic se deplasează la Bacău, unde vreau să vă spun că este pentru prima dată când un președinte de Comitetul Olimpic se deplasează în orașul nostru. Asta înseamnă că ne apreciază, asta înseamnă crede în noi, crede că putem scoate medalii și nu face decât să ne oblige și să ne facă să muncem mai cu drag și mai cu sport. În afară de asta, vreau să vă spun că n-a venit numai să se uite la noi, a venit să ne ajute, a venit să ne sprijine, ne-a întrebat tot ceea ce ne lipsește, imediat le-a și pus pe hârtie și imediat le-a și rezolvă. Faptul că l-a băgat pe Mihai și pe noi, ne-a băgat în bol România, este un lucru extraordinar. Faptul că ne asigură pregătirea până la Olimpiadă, la fel, este un lucru extraordinar. Deci nu mai stăm ca să mai, știți cum e federația noastră și e blocată și atunci stăm liniștiți. Faptul că aici vine și a discutat și cu organele locale și cu tot despre să ne sprijine, să ne ajute, vă spun că este un lucru extraordinar pentru noi și nu pot decât să le mulțumesc și n-a făcut decât să ne oblige și noi asta o să facem, să tragem mai tare, să muncim mai tare pentru ca să luăm medalii la Olimpiadă. Să știți că abia acum începem, pentru că noi am avut un an foarte plin, știți cum a fost Nistor anul ăsta, nu a stat nicio clipă. I-am dat o săptămână și lui liber să ducă să-și rezolve problemele familiare, pe care și pe asta i-am întrerupt-o. Iar pe data de 28 începem cu refacere și recuperare și după aia începem pregătirea cu adevărat, să băgăm în noi și să facem tot programul pe care l-am făcut și care este aprobat de către Comitetul Olimpic. În mod cert, în mod sigur. Noi mai avem poze cu medaliați în sală, vedeți că este și Maria Simion, vedeți că este și Doroftei, vedeți că este și Bute, Mihai Leu, campioni, toți așa ca toți care mi-au trecut prin mână, dar e adevărat, vreau unul de aici, de la Bacău, și acesta sper să fie anul ăsta, la anul Mihai Nistor la Rio, și de ce nu să mă îndeplinească visul ăla, că am spus că nu plec dincolo pe lumea elaltă până cunosc tot un campion olimpic. Asta nu lipsește la palmare și cred eu că de data asta s-ar putea să mi se îndeplinească visul. O vizită neașteptată, mă simt onorat să avem pe domnul președinte aici printre noi. Și prima dată când vine un delegat de la CSR, un președinte CSR care vine, președinte Comitetului Olimpic care vine prima dată în Bacău. Deci este un lucru extraordinar pentru sportul băcăuan. Deocamdată e mult de spus. Încep acum ușor cu pregătirea, cu un pic de refacere. După aia o să vedem, încercăm să facem treaba. Dacă ești pun speranță, eu ce să mai zic? Eu doar trebuie să-mi fac treaba.